Bună seara, bun găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Ziua și protestul la complexul energetic Oltenia. Cine a intrat în grevă și din ce motive, aflați imediat. Zeci de vizitatori s-au ales cu amenzi după ce au intrat în parcul central din Târgu Jiu. Ce s-a întâmplat, vă spunem în doar câteva momente. Tot mai mulți copii sunt victime ale abuzurilor adulților. Mai multe detalii vă spun la știrile Gorj TV. O angajată a complexului energetic Oltenia a declanșat un protest în această dimineață în fața sediului complexului energetic Oltenia din Târgu Jiu. Femeia locuiește în orașul Drobeta, Turnu Severin și a venit să protesteze în fața sediului companiei din Târgu Jiu. Liliana Baroga, de 51 de ani, lucrează la cariera Huznicioara din județul Mehedinți de peste 30 de ani. Femeia se simte nedreptățită pentru că de 4 ani este mutată de pe un post pe altul și nu lucrează conform pregătirii sale. În plus, aceasta suferă și de mari probleme de sănătate. Femeia lucrează în postul de legător manual la arhivă, meserie pentru care nu are calificare. Femeia nu a urmat nici cursuri de calificare în această meserie, iar salariul pe care îl primește este de mizerie. În urmă cu câteva zile, șeful carierei a anunțat-o că trebuie să predea arhiva și că nu i s-a oferit o alternativă. Femeia susține că este hărțuită de conducerea carierei pentru că nu face parte din sindicatul majoritar. Din păcate, nici sindicatul din care face parte, sindicatul Liber Oltenia, nu o susține și femeia vrea să nu mai fie sindicalizată. Am luat arhiva în primire. După 3 zile am fost chemată de conducerea UMC Huznicioara de domnul șef carieră Suciu Teodor și a spus că se dau cheile înapoi la arhivă, că nu mai ocup la arhivă, că a primit telefon de la domnul Boza și că cineva de la companie mă iubește și nu mă mai ocup eu de arhivă. Și am întrebat, domnul Suciu, eu ce fac? Nu mă interesează ce faceți, nu mă interesează dacă veniți la servici, este pur și simplu treaba dumneavoastră. Simplu de 4 ani sunt hărțuită moral. O să scape dumneavoastră și nu știu cum. Mine, da. Protestatarea cere să fie încadrată pe un post conform cu pregătirea sa. Aceasta a lucrat la început ca laborant, dar ulterior a fost mutată pe un alt post. Aceasta a spus că a purtat discuții cu conducerea CEO, dar că problemele ei nu au fost rezolvate. Eu vreau un loc de muncă unde să fiu pe studiile mele. Măcar pe studiile medii. Ce am discutat astăzi, să fac cerere cu mâna mea pentru înființarea unui post. Eu să cer înființarea unui post la UMC Huznicioara. Consider că ar trebui dumnealor să-mi ofere un post conform pregătirii mele profesionale. Liliana Boroagă este hotărâtă să nu renunțe la protest, cu toate că suferă de mari probleme de sănătate. A fost operată pentru extirparea unui tumor la rinichi și în plus are două coaste scoase. Am o operație pe rinichiul stâng, de tumoare. Am o spina scoasă, două coaste scoase. Am probleme cu genunchiul, tot la fel din cauza afecțiunii. Dar eu nu vreau compătimire din cauza problemelor medicale. Eu vreau un loc de muncă conform studiilor mele și să muncesc. Femeia este hotărâtă să nu renunțe la protest, cu toate că își riscă starea de sănătate. Peste 100 de minori din județul Gorj au fost victimele abuzurilor de diferite feluri de la începutul anului și până în prezent. Numerele de telefon au fost înroșite de cei care au sesizat cazuri de acest fel. Cele mai multe cazuri de abuz înregistrate se referă la neglijarea copiilor, dar și la supunerea acestora la traume emoționale și sexuale. Numărul minorilor abuzați a crescut îngrijorător în acest an. Până în prezent au fost înregistrate peste 100 de sesizări scrise privind diferitele forme de abuz asupra minorilor. La compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, exploatare din cadrul DGASPC Gorj s-au înregistrat de la începutul anului până în prezent un număr de 101 sesizări scrise privind diferite forme de abuz asupra minorilor, dintre care în primul trimestru, respectiv ianuarie-martie, au fost 72 de sesizări care privesc un număr de 103 copii, dintre acestea 53 fiind confirmate. Ca și formă de abuz predomină situațiile de neglijare. Ca și formă de abuz predomină situațiile de neglijare urmate de abuzurile emoționale, întâlnite în special în rândul copiilor ai căror părinți au divorțat sau sunt în curs de divorț.
Până în prezent s-au instituit pentru 5 copii măsură de protecție specială, respectiv plasament în regim de urgență. Anul trecut, peste 200 de cazuri de abuzuri asupra minorilor au fost anchetate de poliție și de specialiștii de la protecția copilului. Turiștii care au atins operele marelui sculptor Constantin Brâncuș s-au ales cu amendă. Peste 30 de vizitatori au intrat în contact cu sculpturile și au primit sancțiuni contravenționale. Consiliul Local Târgu Jiu a emis o hotărâre cu privire la protejarea ansamblului monumental Calea Eroilor, iar atingerea capodoperelor realizate de Brâncuș se sancționează cu amendă. De la începutul acestui an și până în prezent, polițiștii locali care supraveghează operele brâncușiene au aplicat 10 de sancțiuni celor care nu au luat în seamă regulile stabilite de Consiliul Local. Cei care nu respectă regulile vor putea primi amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică al Poliției Locale a Municipiului Târgu Jiu au aplicat de la începutul anului 2018 și până în prezent 31 sancțiuni contravenționale, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu numărul 172/2017, privind instituirea unor reguli pentru protejarea ansamblului monumental Calea Eroilor pe domeniul public al Municipiului Târgu Jiu. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 15.500 lei. Nu toți turiștii țin cont de măsurile dispuse de consilierii locali. Mai mult decât atât, din imaginile surprinse de echipa Gorj TV, se observă cum un grup de tineri sfidează interdicția de a atinge operele. Cetățenii sunt de acord cu măsura ca operele să nu fie atinse de vizitatori. Normal că știam fără să se spună, nu? Un obiect să fie păstrat nu trebuie atins. Dar de interperii ce facem? Cum le protejăm? O capsulă de geam cu umbră, cu... căldura, așa ar trebui masa sărutului. Nu numai oamenii, nu numai atingerea. Păi nu numai atingerea, nu, atingerea e ceva infim, nu e. Numai să nu se râcă, se frece cu ceva. În urmă cu doar câteva zile, un turist din Ilfov a intrat cu mașina chiar în parcul central, până lângă poarta sărutului. Numărul locurilor de muncă nou înființate în județul Gorj este tot mai mare. În perioada următoare, alte câteva sute de angajări vor fi făcute în urma deschiderii unor unități de producție. Este vorba de o nouă fabrică de cablaje auto care se va deschide în parcul industrial Bumbești-Jiu, dar și de o nouă unitate de componente auto pe platforma Rostramo. La fabrica de cablaj auto de la Bumbești-Jiu urmează să-și desfășoare activitatea în jur de 600 de persoane. Romeo Chiriac, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, a spus în emisiunea În numele adevărului că noua fabrică de cablaj auto își va deschide porțile la sfârșitul acestei luni. La sfârșitul lunii, deci este inaugurarea, pe platforma de la SADU, firma aceea vrea să ajungă la un număr de 600 de persoane angajate până la sfârșitul anului. Angajările vor continua pe platforma Rostramo, unde o companie franceză și-a relocat activitatea din orașul Argeșan-Mioveni și va deschide o unitate de producție la Târgu Jiu. Aici urmează să lucreze aproximativ 200 de persoane. De asemenea, Romeo Chiriac susține că la fabrica de cablaj de pe platforma Rostramo lucrează în prezent 1200 de persoane. De asemenea, tot pe platformă la Rostramo se deschide și acea firmă care produce șasiurile pentru remorcile de tiruri, caroseriile franceză. Da, firmă franceză care și-a relocat din activitatea de la Mioveni și de asemenea produc caroseriile de autobuz. La ultima discuție aveau în jur de 1200 de persoane și cu posibilitate și își doresc să extindă. Alte câteva sute de persoane vor fi angajate în cadrul fostei societăți avicola de creștere și valorificare a puilor. Societatea și-a deschis porțile de aproximativ o lună, dar activitatea este în continuă dezvoltare. Două reținere au fost efectuate de polițiști în urma perchezițiilor care s-au desfășurat în municipiul Modru. Care sunt acuzațiile, vă spunem în doar câteva momente. Zeci de meșteri populare au sosit la Târgu Jiu pentru a expune fărâme din meșteșugul lor, transmis din moși strămoși și ținut ca zestre pentru generațiile viitoare. Printre aceștia se numără și Alexandru Ilinca, care are o îndemânare fantastică. Acesta făurește opinci și obiecte din piele naturală. Meșterul a venit din județul Vâlcea pentru a arăta generațiilor prezente ce a însemnat trecutul nostru.
Asta e totul, fiindcă, uite, asta are ăștia 40 de ani. Le-a purtat un cioban din Ifrimești, pe lângă Horezu. Uite, asta e o pincă din tablă. Meșterul vine din Râmnicu Vâlcea pentru a participa la Târgul Meșterilor Populari. A învățat să facă opinci de la tatăl său, iar scopul prezenței sale la târgurile de meșteșuguri nu constă neapărat în valorificarea produselor, ci în prezentarea acestora și menținerea în viață a unui obicei străvechi. Alexandru Ilinca are opinci care datează și de 100 de ani pe care le expune publicului iubitor de artă tradițională. Meșterul mai afirmă că meșteșugul pe care îl practică este pe cale de dispariție, însă caută să îl păstreze, să îl mențină și să îl transmită. Ce interesează mai cumpără, dar pe mine nu asta mă interesează, mă interesează mai mult promovarea. Că dacă ar fi parte comercială, sunt cei care au magazine de, din astea, de artizanale, de tradiții, care mi-ar lua toată marfa, dar pe urmă eu trebuie să particip și la alte evenimente și numai ce expune, că se lucrează greu, plus de aia materia primă e greu de găsit, că nu prea să mai găsește. Meșterul spune că nu este greu să faci opinci, ci totul ține doar de voința ta și de perseverență. Depinde de persoana care încearcă să le confecționeze. Pentru mine, care știu să le lucrez, durează mai puțin, pentru că am experiență. Iar pentru alții care acum încearcă, durează mai mult, până învăța mai ales. Dar nu e așa greu, că dacă vrei să faci ceva, poți, numai să vrei. Totul e să perseverezi, să insiști. Oamenii spun că ar cumpăra o pinci pentru decor. Interesant. E interesant pentru că nu, vedem și noi cum trăiau odată străbunii noștri de data asta. Mi-ar place să am așa, de doar ca ornament în casă, nu ca să le port. Că nu mai sunt vremurile de atunci, de acum 100 de ani să mai purtăm o pinci. Târgul de meșteșuguri se va desfășura până duminică. Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de ieri de pe raza municipiului Motru și județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 68 de ani din municipiul Motru și o femeie de 48 de ani din comuna doljeană Dănești au ajuns în arestul poliției Gorj. Mascații au descins ieri dimineață în două județe. Au fost vizate persoane bănuite că ar face contrabandă cu țigări. În urma perchezițiilor, oamenii legii au identificat 8 kg de tutun mărunțit, 6.000 de tuburi, 300 de țigarete și 5 dispozitive pentru confecționat țigări. Astăzi, două persoane au fost reținute fiind bănuite de săvârșirea infracțiunii de deținere pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false. În urma perchezițiilor organizate în cursul zilei de ieri de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost reținute două persoane, un bărbat de 68 de ani din municipiul Motru și o femeie de 48 de ani din județul Dolj, bănuite de săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu țigarete. Aceștia vor fi prezentați magistraților cu propuneri legale. Astăzi, cei doi au fost prezentați unității de parchet și instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Gorjenii care vor să lucreze în domeniul gastronomic sunt așteptați peste două zile la o mini-bursă a locurilor de muncă. La eveniment au fost invitați toți angajatorii din acest domeniu. La această acțiune sunt așteptați să participe atât șomerii indemnizați și neindemnizați, cât și alte persoane interesate de un job în acest domeniu. Minibursa forței de muncă în domeniul gastronomic se va desfășura vineri 25 mai, începând cu ora 10, la sediul AJOFM din Târgu Jiu. La eveniment sunt așteptați să vină toți angajatorii de profil, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, elevii școlilor profesionale, precum și toți șomerii indemnizați sau neindemnizați. Organizăm acum, pe data de 25, începând cu ora 10, minibursa locurilor de muncă pentru domeniul gastronomic. Am invitat angajatorii de profil care au comunicate locuri de muncă vacante la instituție. Am invitat șomerii indemnizați, șomerii neindemnizați pe care îi avem înregistrați în baza de date. Am invitat și două clase terminale, o clasă de a 12-a și una de școală profesională. Reprezentanții AJOFM Gorj și-au propus să organizeze și în viitor burse pe diferite domenii de activitate. În continuare, noi vom organiza și alte mini-burse pe alte domenii ocupaționale și pentru domeniul construcții și pentru confecții,
vom discuta, oricum noi ținem legătura cu angajatorii în permanență și sperăm să le satisfacem aceste nevoi până la urmă, fiindcă ne uităm că toți angajatorii se confruntă cu probleme din punct de vedere al forței de muncă. Șomerii indemnizați înștiințați deja au obligația de a participa la această mini-bursă. În cazul neparticipării la bursă, plata indemnizației de șomaj poate fi suspendată până la clarificarea motivului neprezentării la mini-bursă. Autoritățile promit din nou că vor obține bani pentru finalizarea stadionului municipal. Când se va deschide complexul sportiv, vă spun după pauza de publicitate. Am revenit la jurnal. Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiu, este așteptat în județul Gorj. Acesta va participa la o întâlnire cu elevii gorjeni. Acțiunea este organizată de către Inspectoratul Județean Școlar Gorj. Vizita lui Dumitru Prunariu este anunțată la începutul lunii iunie. Acțiunea este organizată în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara și se desfășoară cu ocazia Zilei Copilului, care este marcată de data de 1 iunie. Renumitul cosmonaut va avea întâlniri cu copiii din mai multe școli din Gorj. Deja pe 5 iunie, din discuțiile pe care le-am avut cu Universitatea de Vest din Timișoara, cu prietenii noștri de acolo, îl vom aduce la Târgu Jiu pe cosmonautul Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în cosmos, să povestească copiilor din experiența domniei sale. O să fie o bucurie pentru noi să reușim să-l aducem în Gorj și să discutăm, să-l ducem la copii, să le povestească cât de important este până la urmă sau cum se vede România de acolo de sus și cât de important este pe pământul ăsta să-ți iubești țara, mama și țara. Mai mult decât atât, Inspectoratul Școlar Județean Gorj vrea să organizeze lunar întâlniri între elevi și membri Academiei Române care se vor deplasa în școlile din județ. Vrem să invităm în fiecare lună un academician, un membru al Academiei Române, care să meargă și să discute cu copiii noștri în școlile din Târgu Jiu și nu numai din Târgu Jiu. Activitățile de acest fel vor continua în acest an, mai ales că Inspectoratul Școlar Județean Gorj împlinește o jumătate de secol de activitate. Autoritățile locale promit din nou finalizarea lucrărilor la stadionul municipal din Târgu Jiu. Astăzi, problema finanțării a fost discutată iarăși la Ministerul Dezvoltării Regionale. Din păcate, stadionul a fost finalizat de peste o jumătate de an, însă porțile stau închise pentru că reprezentanții primăriei Târgu Jiu susțin că nu există bani suficienți la bugetul local pentru amenajarea exterioară a complexului sportiv. Astăzi, în Comisia Tehnică Interministerială desfășurată la Ministerul Dezvoltării Regionale, s-a discutat din nou posibilitatea alocării unei importante sume de bani pentru amenajarea din jurul stadionului municipal din Târgu Jiu. Astăzi este o întâlnire foarte importantă. Comisia Tehnico-Economică Interministerială discută la Ministerul Dezvoltării Regionale posibilitatea acordării unei importante sume de bani pentru finalizarea lucrărilor la stadionul municipal. Autoritățile mai speră ca din toamnă stadionul să fie funcțional. Un ultim pas este hotărârea de guvern, care suntem convinși că va fi în perioada imediat următoare aprobată și în acest fel să poată fi organizată licitația pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la stadionul municipal. Ne dorim acest lucru și ne dorim ca din toamnă să fie posibilă folosirea stadionului municipal. Lucrările la stadionul municipal din Târgu Jiu au început la sfârșitul anului 2015. Valoarea investiției se ridică la peste 20 de milioane de euro. Directorul general adjunct al Direcției Generale Anticorupție a fost prezent astăzi în județul nostru. Octavian Melintescu a participat la evenimentele legate de aniversarea 13 ani de activitate a instituției. Manifestările s-au desfășurat la sediul prefecturii Gorj.
Direcția Generală Anticorupție realizează acte de urmărire penală vizând infracțiuni de corupție săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne. Instituția a fost înființată și funcționează din data de 30 mai 2005. Astăzi, la Târgu Jiu, s-a marcat împlinirea a 13 ani de la înființarea instituției. De asemenea, tot în cadrul evenimentului de astăzi a fost prezentat și un filmuleț în care au fost ilustrate exemple de corupție. Unul dintre cele mai importante cazuri de corupție anchetate de oamenii legii de la Direcția Generală Anticorupție a fost cel al polițiștilor implicați în furturile de cărbune. Liceenii Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, împreună cu polițiștii gorjeni, au împânzit astăzi piața centrală a orașului. Aceștia au stat de vorbă cu cetățenii despre noile metode de înșelătorie la care apelează hoții și au împărțit lacăte pentru a îndemna pe oameni să-și asigure locuințele atunci când vor pleca de acasă. Un lăcățel care să-l puneți la intrarea în locuință și în momentul când plecați din locuință să vă aduceți aminte de recomandările noastre. Zona pieței centrale a municipiului Târgu Jiu a fost împânzită de oamenii legii care au venit în număr mare nu pentru a aplica amenzi, ci pentru a informa pe cetățeni. Polițiștii au fost însoțiți de elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Acțiunea se desfășoară în cadrul săptămânii Prevenirea Criminalității. Polițiștii și elevii au împărțit mai multe materiale informative, dar și sfaturi în ceea ce privește furtul din locuințe. În această săptămână, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, au fost organizate activități preventive în cadrul manifestării Săptămâna Prevenirii Criminalității. Tema zilei de astăzi este prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Am organizat o activitate în colaborare cu elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu în piața centrală din municipiul Târgu Jiu, ocazie cu care am distribuit pliante și flyere cu recomandări preventive și simbolic un lăcățel pe care cetățenii să-l aibă la vedere, iar în momentul când pleacă din locuință să-și aducă aminte de discuția cu noi, de recomandările noastre pentru un plus de siguranță. Cetățenii au văzut cu ochi buni acțiunea polițiștilor gorjeni. Să știți, chiar mă gândesc, văd oameni care nu par așa proști. Eu nu știu cum le ia sute de milioane sau cum bagi în casă pe cineva care nu-l cunoști, nu știi cine e ăla, nu-l întrebi de ce e. Eu și pe Facebook vă spun scarmă în orice. Mie nu mi-e teamă de hoți, că dacă intră unul peste mine, dau și cu palma. Foarte perfecte și la locul lor, că sunt mulți oameni care, ori de lipsă, ori de meserie, e foarte bun. Ce faceți cu locuțelul? Îl păstrez, că eu stau la casă. Nu îl folosiți? Undeva? Ba, îl folosesc undeva, că azi e necesar. Foarte bune! Ați avut probleme de acest gen? Nu, că eu stau mai mult la țară. Și acolo nu prea. La țară nu se folosește. Nu se prea, la mine în sat acolo, nu știu, la Glodeni, la Ohaba. Asta este. Oamenii legii recomandă cetățenilor să evite oferirea anumitor informații vecinilor, cunoștințelor sau colegilor despre programul de lucru sau deplasări. Pompierii gorjeni au avut astăzi o intervenție specială la o școală și o grădiniță din Târgu Jiu. Salvatorii le-au prezentat prichindeilor mașinile de intervenție și tehnica din dotare. Elevii de la școala gimnazială Sfântul Nicolae și grădinița cu program prelungit numărul 8 au fost încântați de prezența pompierilor. Aici se transmite un sunet, un semnal, da?
Foarte entuziasmați de vizită, elevii au înconjurat rapid pe salvatorii profesioniști și au dovedit că, deși sunt foarte micuți, știu câteva reguli elementare de comportare în diferite situații de urgență. La final, prichindeii și-au pus căștile de intervenție pe cap și au făcut fotografii pentru a le arăta prietenilor cât de mult s-au distrat ei. Unii dintre aceștia chiar visează să devină pompieri atunci când vor crește mari. Jurnalul a ajuns la final. Sunt Loredana Sava și ne revedem mâine la ora 18. Urmăriți în continuare programele Gorj TV. Să aveți o seară liniștită, numai bine!